Panteonul Moților este reprezentativ pentru comemorarea eroilor căzuți în luptele pentru libertate și apărare ale poporului român. Tocmai de aceea, la sărbările naționale de la Țebea, ceremonialul comemorării lui Avram Iancu și a celor care amintesc de vremurile glorioase de luptă ale moților împotriva nedreptății sociale pentru eliberare și unitate națională, începe întotdeauna cu oficierea unui ritual religios. Printre participanți s-a remarcat și liderul AUR, George Simion, însoțit de peste 1000 de susținători din toată țara. Avram Iancu a vrut ca națiunea lui să fie fericită. Trebuie să împlinim testamentul lui Avram Iancu, pentru că, din păcate, națiunea română astăzi este una tristă. Câți oameni au venit la chemarea dumneavoastră? Ca niciodată, mai mulți ca niciodată, chiar le-am zis să stea acasă, că o să fim prea mulți, suntem bucuroși, noi în fiecare an suntem prezenți la Țebea, la Alba Iulia și în locurile importante pentru poporul român.